Un proiect privind combaterea și prevenirea corupției în Republica Moldova a fost lansat astăzi. Programul de granturi prevede finanțări de 350.000 de euro pentru organizațiile societății civile din regiunea centru a țării, care se vor ocupa de sensibilizarea opiniei publice în legătură cu acest flagel. Banii sunt oferiți în cadrul proiectului Societatea Civilă împotriva corupției. Proiectul prevede reducerea corupției în cele patru sectoare vulnerabile: sănătate, educație, agricultură și siguranța alimentelor și asistență socială. Noi ca organizație facem diverse acțiuni, activități, monitorizăm atât activitatea autorității publice locale, atât a instituțiilor publice. Avem aceeași miză de a combate corupția. ONG-urile din regiunea de dezvoltare centru participante la proiect vor primi câte un grant pentru implementarea diferitor instrumente și activități de combatere a corupției. Vor fi acordate granturi în valoare totală de 350.000 de euro. Granturile vor fi în mărime de 10.000, 25.000 și 30.000 de euro. Vor fi implementate aceste granturi în domenii precum sănătate, asistență socială, asigurarea alimentelor și agricultura și învățământ. Potrivit realizatorilor proiectului, organizațiile societății civile joacă un rol important în prevenirea corupției prin informare și sensibilizarea cetățenilor. Noi, în cadrul acestui proiect, vom susține cel puțin 21 de organizații din regiunea de centru. Vom finanța proiecte mici pentru a combate și pentru a preveni corupția la nivel local. Mecanismul de bază este implicarea societății civile. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.